Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi voi juca un joc care sigur îmi va aduce un strike sau cel puțin un age restrict, și anume Strip Beer. Apropo de asta, să vă zic o glumă ce am tot spus-o pe live-uri. Știți unde ar vrea să se mute Daria Jane? În Transilvania. Bun, lăsând deoparte glumele mele proaste, hai să jucăm aici jocul ăsta, să alegem aici o tipă, acolo în păcreața asta. Hai să vedem cum decurge treaba, dacă prindem aici sticlele, să sperăm că nu o să reușesc să le... De fapt, stai că pot să te la montaj dacă le desprac, pe astea pun eu cenzură ceva. Apoi ce credeți, mă, că vreau eu să vă las să vedeți aici atâțe la mine pe canal? Unde dracu vă credeți? Vreți să vedeți? Să-ți uitați-vă la influencerele noastre. Bun, deja s-a întors asta pe o parte și să mai zic o glumă. Știți pe ce drum călătorește Daria Jane în general cu mașina? Pe Transalpina. Hai să vedem dacă prindem sticlele astea. Stai că vin cam ciudat astea. Hai că luăm așa. Acum la început e mai ușor, dar după aia când încep să vină toate grămadă, puf, nu mai prinzi niciuna și ai pierdut 6-3 vieți. Oricum, jocul ăsta e bine să-l joci cu coade ca să reușești să-l dezbraci, că nu cred că a reușit careva vreodată sau eventual, nu știu, să aibă o dexteritate, un mouse conservitate imensă. Când mișcă la din mouse, poate să se teleporteze. Hai că urmează să-i dăm jos fusta astea. Cred că la 10.000 de jos sutienul, mi se pare. Mai mulți gen se las cu astea țâțele goale, n-am reușit niciodată. Pe fiecare din astea le-am lăsat țâțele goale. Mai mult de atât n-am reușit să-l dezbrac niciodată. Hop, hop. Cred că după asta aș dă jos sutienul. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Acum o să fie mai greu. Trebuie să prindem așa aici frumos, elegant cât de cât. Aute, știu cum vin astea, frate. Bă, la 9.800. Hai să vedem dacă mai prindem una aici. New game. Hai să încercăm și cu blonda asta, că știu că vă plac blondele, uitați, poartă și kilt. Deși din câte știu, kilt este pentru bărbați, adică îl poartă, asta e fustă pentru bărbați în cultura irlandeză, scoțiană, undeva pe acolo, nu știu. Eu cred că jocul ăsta e făcut special să nu reușești să le dezbraci, poate doar cu coade. Oricum, dacă cumva voi primi age restrict pe video ăsta, sau va fi șters 5 minute de la postare, e clar, înseamnă că a reușit să le dezbrac pe astea. Bă, deci am fost... Bă, ce țâțe pușate are asta? Bă, da, nu vine, nu știu. Așa de pixelate erau și imaginile. Așa pixelate erau și când eram noi mici. Bine, eu știam că l-aveam instalat în calculator. Nu așa din browser. Oricum, cred că astea, femeile din jocul acesta au fost primii noștri crush. Primele noastre crush-uri, cum căca s-o spune. Nu da alta. Dar oricum, e una tânără, una mai pe la 30 de ani și aia ultima bruneta care cred că are vreo 40, nu știu. Deci cred că jocul ăsta e pentru bărbații sau lesbienele în ziua de astăzi, pentru orice vârstă. Adică nu contează bătrâne, tinere, rezolvăm orice gusturi. Blonde, brunete, crețe sau cu păr drept, are de toate jocul acesta, poate satisface orice, nu contează ce ești. Să-mi spuneți câți dintre voi a jucat jocul acesta când erați mici, pe la nu știu, eu cred că aveam vreo 7 ani când l-a luat taică-miu și știu că se chinuia să le dezbrace pastea. Veni o dată și un unchi de-al meu la mine acasă și un frate de-al lui mi și o încerca și el să le de... 9.100. Știu că arătase și unui unchi taică-miu jocul ăsta și se chinuia și el să le dezbrace. Bă, să știi că parcă nu pare chiar de bătrân asta din poza asta. Bine, probabil că o fi, nu știu, de la machiaj. Pana mea, dar are părul mișto, îmi place părul ăsta. Dar cred că totuși duce pe 30 ceva asta lejer. N-arată de 20, 30 și... Dar putea atunci să ducă spre părul. Dar mai dacă avea fața mai bătrânicioasă. Bine, la cât de pixelată aici zici că e scoasă din Minecraft. Așa, vine sticla asta. Deci ați văzut, la 9300, la 9700, pe acolo reușesc eu să mă opresc. Hai să văd dacă reușesc măcar să o las pe una topless. Deci dacă reușesc atâta, sunt cel mai fericit. Trebuie să fac în așa fel încât o sticlă să nu pierd, că atunci de la 8000 în sus, puf, vin toate năvală. Dar e trist că la început te las așa lejer, așa te înveți tu mai înger și într-o dată vin toate astea așa în viteză. Și câte trei deodată așa, de nici nu cap în ladă. Bă, dați cross cât de infinită poate să fie lada asta de bere de în cap. Nu știu, bă, parcă în poza asta arată mai tânăr. Deci, în concluzie, fetele, dacă vreți să păreți mai tinere, trebuie să vă dezbrăcați. Și o să vă considerăm mai tinere, ați văzut? Nu arăta mai bătrână asta îmbrăcată? În fine. Ok, hai, acum e acum, hai să ne acolo sunt topless. Futuți 8700.
Congratulations, not bad. Not bad. Ai mai două pe creasa asta încoace, că asta pare cea mai tânără. Bă, dar la cât de pixelate are asta? Cât de pixelați sunt craci și zici că are păr în loc de pixeli. Cât de aproape sunt. Voi ați reușit vreodată să-l dezbrăcați? Da, sincer, ați reușit vreodată să-l dezbrăcați, dar fără hack-uri. Legit să jucați cum joc eu așa. Fie joc din browser sau din PC. Nu știu, bă, cum aș să, să fac sticla asta să vină mai repede, că deja e plictisitor la început. Stau și o grămadă. Am noroc că muzica asta aici lângă mine, VLC-ul, și văd de câte ori și văd pe la cât e melodia. Văd de, țin eu cont de câte ori s-a repetat, până acum s-a repetat o dată melodia. 2 minute și ceva. Văcare, hai mă. Este șansa noastră. Primele, probabil prima pereche de sânt pe care le-am văzut cu toții, cu excepția al mamelor noastre, știți, copiii când sunt mici beau țâță. În fine. Hai că joc cu prostia ala. Nu, cred că am niște probleme cu capul de ajuns să joc așa ceva pe YouTube. Nu știu dacă jocul ăsta o fi interzis pe YouTube. Sper să nu fie. Așa. 6000, deși eu mai am un dop acolo, nu cred că o să reușesc ceva. La 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 la. Pac pac. Hai mă. Dacă deja am pierdut două dopuri, vă dați seama cum o să fie mai, de, mai încolo. Hai că ajung la 1000. O văd pe asta în sutien și în chiloți. Și fiți atenți cum mă termin aici, deci să fiu pregătit să trag tare în stânga. Pac, 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 pac. Cum au venit alea? Măcar deveneau mai apropiate să le prins, dar nici atâta. Of, 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 of. Rar mama lui de joc. Ce țin eu minte e că asta, pe care încep să dezbrac acum, când se dezbracă se pune parcă în genunchi, așa cu pieptul la înaintare. Hai să vedem dacă mi-amintesc bine sau nu. Deci știu că aveam vreo, nu știu. Deci știu că începusem să joc pe la 7-8 ani, după aia l-am mai găsit în calculator la taică-miu pe la vreo 11 ani, cred, și atunci am reușit să le las în, fără sutien. Dar mai mult de atât n-am putut să le dezbrac niciodată. A, e! Fix unde era cel mai important, acolo am căzut. Bun, 4000 de puncte, deci cred că e 20.000 sau undeva pe acolo. Dar jocul ăsta știu că fucea furori, adică gen când eram eu la școală, clasa 1, 2, 3, pe acolo, erau și fete care povesteau că se joacă jocul ăsta și se chinuie să le dezbrace. Gen, reușeau să, nu reușeau să le dea jos chiloții. E, căcat. Îți dai seama, este un joc care doar trebuie să prind sticle, dar, dar faza aia pentru care este jucat e că, hai mă, reușesc mă să le dezbrac pe astea. Nu mai e faza de scor, e faza când reușesc, ia uite cum vine astea. Și m-am dus dracu. Little more action, please. Hai să o mai luăm pe blonda asta. Cu kiltul ăsta de scoțiancă. Scoțian, mă, irlandez, mă rog. Pilsner Urkel. Cred că berea asta a făcut la vânzări când s-a lansat jocul ăsta. Uitați aici strategie de marketing. Trebuie să folosești sexismul. E, dragi, dacă de acum m-am descurcat așa prost. Hai, pilsner.com. Băi, e mai greu decât îmi aminteam. Acum ce dracu, eu la 11 ani reușeam să le dezbrac pe astea și acum nu mai reușesc. Firar mama lui de joc. Ăsta e genul ăla de joc. Dacă te prinde maica ta că îl joci. Nu, e ceva de... Ce faci mă, vrei să ești la fete dezbrăcate? E, ar fi genul ăla, nu știu. Ar încerca... Cu dracu se exprimă că mă bate român astăzi. Îți curios câți dintre voi gen ați fost prinși de mamele voastre că jucați așa ceva și le-ați explicat cum e jocul și că nu joci neapărat doar ca să le, doar ca să le vezi pe astea. Ți joci așa numai ca să le faci în ciuda altor colegi, de-ai trebuie să faci poză la ecran să le trimiți să le zici: na mă fraiere, ia uite, eu arăși să o dezbrac pe asta, luzăre. Trebuie să ajungă și mama voastră să joace, să joace așa ceva, să încerce așa. Vă dați seama, se ducă copilul mic la școală, cum era pe vremea mea la 10, 9, 10 ani să joace așa ceva, să zică: ai mă, ai mai reușit să o dezbraci pe aia? Nu! Eu nu, dar cine? Maică mi-a reușit să o dezbraci. Vă dați seama cum ar suna? Stai că pierd acum. Am zis eu. Hai să o mai luăm pe baba asta. Babă, mă rog, milfă mai mult. Dar putea ăștia să facă să începi mai repede jocul ăsta? Scurs că ăsta ar trebui să-l joc o dată pe un live. Ăsta ar fi bine să nu-l câștigi niciodată pe live-uri, că e nasol.
Să fiu atent să nu... Hai că o să stau cu mâna așa, să duceți după aia, că stau cu mâna în pantaloni. Deși cred că unii deja v-ați dat drumul de 3 ori, când ați văzut-o pe blonda și pe creață. Hai mă, așa. Prindem frumos sticlele. Posibil de aici pasiunea mea pentru bere, nu știu. Ok, 6.000. Hai. Încă o dată să mai rezist atâta. Hai să nu pierd nicio sticlă aici. Hop. Și următoarea tură o să fie ca naiba. Hai, trebuie să pun aici. Să ajung aici. Hai, pune-te aici. Nu te știu cum mi s-a usat acolo. Tu. Să căutați Bear Strip pe Google și găsiți jocul. Să văd dacă... Să trimiteți screenshot-uri pe Discord. Aveți link-ul de invitații de scris curs dacă ați reușit să le dezbrăcați pe astea. Mama lui de joc. Măcar am muzica asta country pe fundal. Acum ce ar fi mișto? Când e video ăsta în premieră, să scrie lumea aici. Da, acolo în chat, cred că acolo vine chatul, nu știu. Vă salut pe toți cei din chat de acolo. Așa. Hai, m-am pierdut deja o sticlă. Mă rog, dacă sunteți pe PC sau dacă sunteți de pe mobile, de pe telefon, cum dracu vine chat? Sau de aici de jos din chat. Vă salut și pe voi de acolo, de vă uitați de pe telefon. Acum zici că vorbesc cu penisul meu. Așa. Toți cei care... Stai că m-am pierdut ideea. Așa. Acum cred că mulți în comentați, ori de jos, ori din dreapta mea. Dreapta? Da, cred că e dreapta acolo. Comentați, schimbă dracu melodia aia de pe fundal. Voi în general pe live vrea așa face. Sigur faceți așa și pe premieri. Am văzut că sunt unii care nu se prind care e faza cu premierile astea pe YouTube. Eu în schimb am altă chestie. Mă uitam o dată la Mălin Bot. Hai că știți pe Mălin Bot. Jurnalistul ăla care face reportaje despre PSD, despre toți mafioții ăștia în România. Las dracului sticla aia. 1900. Reporterul ăla. Mă uitam o dată la un clip de-a lui. Mi-a apărut acolo o video în direct. Și hai, duceți-vă dacă de acum am pierdut tot asta. Mă uitam acolo și eu eram "You're not interested in me." Nu, nu-s interesat în tine. Să mai scriu și o poziție așa. Mă pun cu picioarele pe scaun. Și nu cu curci, și cu picioarele. Ce vrei să zic? Mă uitam acolo și am văzut că era în direct videoclipul. Eu am crezut că era video în premieră. Când acolo era live, eu nu m-am prins de faza asta că era live și nu mi-am dat seama pe moment. N-am văzut că acolo zice live și nu premieră, nu m-am intrat la chestia asta, l-am băgat eu de seamă. Și nu mai știu ce, dă de exemplu cum de artiștii, cântăreții români au și ei succes în afară și că nu prea s-au băgat politicienii sau ceva de genul, nu și-au băgat nasul aici. Și comenta unul acolo în chat, Florin Salam sau ceva de genul, când zicea artiști sau cântăreți de succes care au fani și peste hotare. Și a citit atunci ăsta Mălin și Florin Salam și a început să râdă. Așa, ce dracu bă, ăsta a prezis ce zice chatul acolo? Da, de fapt era live, după aia m-am dat eu seama că era live ăsta. Bă, dacă acum ar trebui, bă, nu știu cum să zic, regret că pe vremea mea când eram la școală nu exista YouTube și astea, că măcar așa aveam dovada cea mai clară că reușeam să le bat pe astea. Pe vremea mea când eram eu mic și abia era Counter 1.6 și ce dracu mai erau niște NFS-uri mosoante și cam atâta, hai că acum vine partea rea. Nu exista chestia asta să vezi jocuri pe YouTube, să filmezi gaming pe YouTube și astea, să-ți filmezi ecranul, ce se gândea la așa ceva? Unde am ratat eu mă sticlă, frate, la 300 de puncte eram distanță. Așa. Nu exista chestia asta. Era bine să fi fost și pe vremea mea așa. Cel puțin când mă jucam jocul și reușeam să le dau sutienul jos, aveam dovada cea mai clară că am făcut asta și mă puteam lăuda la colegi. O să încerc să fiu mai concentrat să reușesc să le prind pastea. Oh, aleu, doamne, hai mă vino. Acum nu mai pică nicio sticlă, serios. Hai, sticlă. Bă, da, lada asta de bere infinită, câte sticle poți să încape într-o ladă, frate? 20 de sticle intră aici, cred că intră 20 de milioane.
Așa, ridică asta acolo, vrea să-și aerisească țâțele. Cine știe, o fi crescut păr pe țâțe și vrea să-i usuce transpirația de pe păr de acolo. Bă, dar ce ciudat sutien are asta cu moșii. Ăla e un doctec ce are acolo? Da, cam acest joc te-a învățat cum e să ai un crash, să dormi. Deja am ratat două sticle. Și acum să vezi că cu ultima viață rămasă reușesc eu să le... Nea, vezi tu ce dau fail acum. Vedeți voi acum mare fail? Pac, hai că n-a fost fail. Hop, hop, hop. T-am pus lada de bere sub aia. Vai de capul meu. Dacă jocul ăsta era să fie pe bune și nu... Nu știu dacă era ca jocul ăsta să fie altfel, de exemplu să fie pe bune, dar să fie pus să bei bere, de exemplu, nu știu. Or fi baruri, nu neapărat în... Bă, da, asta... Nu știu, bă, la început pare că ți-e mar, dar văd că niște țâțe mici și pușate. Sau mi se pare mie că spuși, nu știu, parcă-s ca micuțe țâțele sunt, sau fi de la sute, mă rog. Ce voiam să zic? Bă, or fi baruri în lumea asta în care cu cât bei mai mult, dar pe gratis, mă, îți dau ei o ladă de bere, două lăzi de bere să bei acolo. Dacă bei o grămadă, primești un premiu, ceva de genul, te lasă să o dezbraci până, ar fi mișto așa. Sau chiar și dacă ar fi pe bune, bine, posibil acum îți beții vinoștii români, ar vrea să ia pe datorie. Așa ar putea să dea și pe datorie premiu. Să fie trecut pe caiet cu premiu. Am crezut că am ratat-o și pe aia. Nu știu cum dracul lui se ratează astea, că nu-i bun deloc hitbox-ul. Cred că hitbox e termenul pentru chestia asta. Nu-i bun deloc hitbox-ul la zi. 9400. 10.000! 10.000 am reușit! Am reușit! Îmi pare rău, n-aveți voi să vedeți așa ceva. Nu este pentru voi. 10.000 acolo. Am reușit, am dezbrăcat-o pe blondă. I-am dat jos sutienul. Hop! Așa, deci la limită, la 10.000 acolo. Hai să vedem dacă reușim și cu creața asta și după aia încercăm și cu aia mai bătână. Poate cine știe, avem și noi dăștea mai pe la 30-40 de ani care se uită la videoclipurile mele și nu vor să... Și le plac, și nu le plac astea tine, le plac astea bătâne seama lor. Bă, ce drept, știu că am câțiva subscriber care au peste 20 de ani. Dar... nu știu, cred că ei tot ar prefera o dată tânăge cu creața asta și nu bătrâne ca bătrâne, mai înaintate în vârstă ca bruneta din mijloc. Dar chiar bă, există două tipuri de băieți, celor care le plac filmele cu teen și cei cărora le plac filmele cu MILF. Am un coleg, bă, îi placă lui MILF-ele în draci. Nu înțeleg toți de ce, adică ăla la 15-16 ani era pasionat de MILF-e și totuși, adică... O fi cordit de la 10 ani de era sătul de astea de adolescente sau cine știe. Care este preferința voastră? Hai, dacă tot avem un video de ăsta mai pervers, bă, trebuia să pun o muzică mai perversă, dar am lăsat-o pe asta așa country, că dacă e de roș de bere, lăsăm... Dacă tot e joc de ăsta cu bere, lăsăm muzică de asta mai country, mai de la țară, cum e la americani. Că la noi muzica de sat, îți manele la americanii de asta country, cu chitară, cu alte chestii, nu cu ura de parcă are un morcov în cur. N-am mai vrut eu să prind sticla aia. 9900 ești cu capul! 9900! Hai să o dezbrăcăm și pe asta, de ce facem. Cred că o să trec video-ul ăsta plus 18 până la urmă. Mă presim că unora v-am dat material de dat în cap la Dihanie. Nu știu de ce am o presie că nu o să vadă nici dracu video-ul ăsta. Îs curios dacă o să primesc totuși... De la cei câțiva că o să primească notificare la cum e YouTube-ul acum, scurăți câți dintre voi câte comentarii voi avea eu de-astea cu mai filmează, bă, că îmi place jocul, îmi place, filmează, de ce nu mi-a arătat cum a fost acolo? Dacă vreți să vedeți poza de adineori cu blonda aia în țâțele goale, intrați pe serverul de Discord și vă pun eu acolo poză înainte să editez videoclipul. Chiar dacă probabil stau să editez videoclipul ăsta vreo 3 luni până îl postez eu, am niște videouri pe care le-am filmat înainte de Crăciun, se poate spune că sunt niște videoclipuri de anul trecut filmate. Aoleu, nu mă satur să fac gluma asta, asta nici măcar glumă nu mai poate fi numită, mai mult ca un fel de proverb, de citat pe care îl spune oricine. Bă, cred că glumele astea cu n-am mai așa de anul trecut sau vechi de un an,
Îți mai ceva ca propoziția ce o învățam noi în clasa 1 când învățam să scriem Ana are bere. Mai țineți minte? Cea mai folosită propoziție, așa că am pierdut sticla aia. Două sticle am pierdut. Futu-ți ceapa mătii de joc. Dă-mă creața asta cu a. Eu am ceva cu creața asta, nu înțeleg de ce. Păi da, cu marea asta porul cap, zici că e porul de la sub braț. Exact la fel l-am și eu, atât că e mai închis. Ok, nu cred că a fost nevoie să vă dau detaliul ăsta. Ia mă sticlele aia, ia-le de la tine. Don't give up so easily. Bă, deci cred că ăștia s-au dus până, nu știu, cred că asta e o bere de asta olandeză și patronul de prin Amsterdam sau e din zona aia pe acolo și au luat ăștia niște târfulițe de acolo, că cel puțin pe limbajul ăsta. Vă dați seama, scurăs cât au... cât au trebuit ăștia să plătească pe fetele astea din joc de aici să se dezbrace pentru câteva poze. Eu cred că ăștia le-au plătit doar ce să... Păi dacă asta mai degrabă jocul ăsta nu este o reclamă la... Nu este cu scopul de a promova doar berea, ci și gen hainele pe care le poartă muierile astea. Că nu reușesc să le dezbraci, poate asta e ideea, nu le dezbraci și le vezi hainele astea și îți rămân minte hainele. Și le faci reclamă, dar problema este alta. Bărbații care joacă jocul ăsta, ce dracu ar cumpăra haine pentru femei? Poate cine știe, ori fi vrut să lucreze subconștientul tipilor ce joacă, să cumpere hainele astea pentru muierile lor, ca să aibă, du-te mă de aici, că arată și sticla aia. Băi, eu am pretenție să le dezbrac pe astea și stai să le prind de la nivelul ăsta, de la începutul jocului. N-am nici mă, deci de-abia mă la jumătate de pahar. Dar chiar bă, deci în jocul ăsta trebuie să prinzi vreo câteva sute de mii de sticle de bere și un pahar amărând, nu știu, dar ce dracu e mă, cisternă de bere paharul ăla? E paharul colosului din Rodos? Gata, hai, dacă reușești și acum sunt un geniu. Hai mă, serios mă. Hai să o luăm pe asta, hai că asta pare o femeie mai de treabă, e genul ăla care zice, hai mă că te ajut mai, nu știu ce. Aoleu, nu reușesc. Eu nici măcar nu știu ce să zic acum, încerc să zic cât un căcat așa la fiecare 3 secunde ca să nu stau pe mut, să nu se audă bâzitul de la cooler. Făceam azi live stream, nu m-a început cooler să facă, zici că decora un 747 de pe aeroport din Otopeni. Deși nici nu cred că aratezau un 747 România la ce aeroporturi avem noi. Da, mă, și ce pus odată numai acolo să facă? Ce că am pornit o drujbă. Dar taci odată. Bine că acum a început să-mi vibreze și telefonul. Cum ar fi acum să intre maică-mea peste mine, deși... Mă rog, să-mi contindești după aia zic. Să intre peste mine și să mă întrebe. Băi, Ovidule, ce faci? Ce te joci acolo? Și eu zic, un joc acolo. Nu e ce crezi tu, nu e pornografie. Joacă-te și tu, mamă. Deși, cred că se așteaptă totuși să facă așa ceva. Să mă joc chestii de genul. Și acum să vezi că chizna mea joacă mai bine jocul ăsta și le dezbracă de tot. Hai mă, 9400! Mai dăm o dată tot pe asta. Arată-te niște sticle la început, dacă nu le ratam era mai bine. Să caut niște hack-uri sau ceva pe acolo, nu știu, dar jocul ăsta... Cred că e jocul pe care orice bărbat l-a jucat sigur. Dacă sunt fete care se uită la video-ul ăsta, a jucat și voi jocul ăsta? Îs și eu curios. Deși la statistici acolo îmi zice că 10% din publicul meu este de sex feminin, deși cred că... Dintre acei 10%, 11% sunt ăștia mai mici, copii mici de pe conturile mamelor lor. Nu știu, dar asta prește-o sau de pe al surorilor lor. Hai, toate fetele care se uită la mine și văd videoclipul acesta sau nu neapărat să trebuie, dar să le apară video ăsta recomandate, să scrie dacă... A, uite cum arată sticlele alea. Praf am fost aici. Toate fetele care văd video ăsta să-mi lasă un comentariu dacă au jucat sau nu jocul ăsta. Sunt curios totuși. Ce mușcuță Catherine mi-am găsit și o să-mi pun. Ar fi păcat să prindă cât de cât videoclipul acesta și muzica asta ce am luat-o din librerie de la YouTube să fie cu copyright. Că nu mă mai miră nimic în ziua de astăzi. Hai, sticlelor, veniți încoace.
Nici nu știu de cât timp filmez. Data următoare când se umple paharul, cred că mă uit să văd de cât timp. Sau nici nu mă uit, că după aia zic, aoleu, ce mult am filmat, nu mă opresc. Măcar așa fac un clip mai lung și pot să pun mai multe reclame. Îmi comenta mie careva de ce la reluarea unui live, că am salvat un live și l-am pus pe YouTube, i-am pus 17 reclame sau ceva de genul. Păi în primul rând este un live de vreo 3-4 ore și o reclamă la 10 minute nu cred că afectează pe nimeni. Sunt alții care se cred YouTuber de calitate și alte caturi de genul, au un video care are 10 minute și o secundă și pun 5 reclame în 10 minute. Și au pus 17 reclame în 4 ore. Vine mai mult de o reclamă la 15-20 de minute, cred. Acum stau să calculez. Dacă mă pun acum să calculez, sigur mi se fum prin căști. O să put așoriși prin casă. Am încercat să le prind pe amândouă și n-am prins niciuna. Ultima, hai să o prindem pe asta. Nu mă mai uit la blonda aia că am dezbrăcat-o, aia e cam bătrân, nu vreau să mă pun pe ea. O încerc să o dezbrac pe asta că arată mai bine. Ultimatul, dacă nici acum nu... reușesc să o dezbrac pe asta, îmi bat picioarele și încheie episodul. Măcar au să-i dau jos sutienul la blonda aia. Tare mi-e că pentru țâțele alea o să-mi iau o mare strike. Deși am videourile alea cu Far Cry 3 în care apare Citra în țâțele goale și pe alea n-am primit nimic. Doar o demonetizare. Așa. Să fie totuși ceva, să nu te lase în pace YouTube-ul. Dar schimbi un video pe YouTube, să nu căutați, nu mai știu cum se zice, pilare sau radere, cred că waxing era. Să nu căutați waxing pe YouTube, că nu o să vă placă ce o să vedeți. Încă din thumbnail vă zic, waxing, W-A-X-I-X-I-N-G, ceva de genul. Tatați odată telefon tâmpit cu sticlele tale sparte. Haide sticlelor, veniți la tăticu. Și să vezi că o ratez pe aia din dreapta. Ce ziceam? Cum bă să fac așa că vin astea prea repede? Și ultima dată, deci asta chiar e ultima dată. Și mi-a spus mie că sistemul ăsta de a prinde sticle, nu știu, degeaba are e lada asta cât 4-5 sticle în grosime. Că prinde maxim, poate să prindă maxim 2 sau 3, văd. Hai să ultima tură în care oprim pe asta, că nici acum nu merem ba picioarele. Dar cum spuneam, dacă vreți să o vedeți pe aia, puteți să intrați pe serverul de Discord și, și o să aveți acolo poza cu blonda, sau puteți să-mi dați un follow pe Instagram, aveți link în descriere. Și vă trimit eu poza pe Instagram prin mesaje, serios, nu vă mint. Chiar dacă o să primesc acum 40-50 de mesaje pe minut cu dăm poza, dăm poza, o să vă trimit, chiar nu vă mint. Bun, 4.000, trebuie să ajung la 10.000. Hai, nici acum să nu ratez nicio sticlă, că nu mai am nicio șansă să-i dau ăsta jos sutienul. 6.000, hai să fiu și aici grijuliu. 7.000, că nici nu poți să faci. Futu-s! Da, voiam să zic gen că degeaba faci așa că nu merge să le prinzi, că e hitbox-ul ăsta nașpa. Hai, 1000, am ratat o viață. Deci nu merge varianta aia să tot faci stânga-dreapta, că nu mai prinzi niciuna la cum e... Ia uite-l cum vine. 1800, ultima, deci asta e ultima. Deci cum spuneam, nu merge să faci așa că nu se prinzi. Stai să vă arăt. Hai, acum vin ele prea repede. Stați că fac așa, hai să vedem. Vedeți, vedeți? Nu ia. N-am luat-o pe aia. Ne, dar stați să vă arăt la unde ăsta mai mare. La un nivel mai mare. Să vedeți că nu merge căcatul ăsta, că am încercat toate șmecheriile să fac așa. Uite, aici, aici vă arăt așa. Aici s-ar putea să meargă, că se mișcă în ce sticlele. Dar gen, dacă te-a pus să faci așa, vedeți, mi-a scăpat una. Și dacă fac așa, ați văzut? Nu merge. Și nu-i fază că-mi iese un pic din mouse, că-mi iese mouse-ul de aici, că tot a rămas sticla acolo și n-a luat-o. Hai, deci ultima dată, dacă nu merge cu creața asta, am bat picioarele. Înscrieți voi comentarii dacă ați reușit să le dezbrăcați pe astea. Hai, veniți cu aceea. Așa e că la mine camera cum e tuneric și nu mă văd deloc. Nu știu, dar presimt asta. Hai, sticlor, veniți în coace. Bă, dacă ar fi să fie un concurs de ăsta în care să bei 200.000 de pare de astea, de sticle de astea de bere și primești pe una dezbrăcată. Mă rog,
Poți să primești și îmbrăcatul și o dezbraci mai încolo, dar zic ca idee, dacă primești o femeie dezbrăcată ca și cadou să o ia, ca să faci ce vrei cu ea, m-aș băga, dar eventual să nu plătesc eu pentru berea aia. Ce-mi drag plătești și pe la tabela, dacă ar fi pe gratis mă bag. Și dacă ar fi așa, nu reușesc să le bei pe alea 200.000 de sticle de bere cât te pic aici, la figurat vorbim 200.000 de bere, dar zic așa, dacă nu bei cantitatea de bere ca să o primești pe aia dezbrăcată, trebuie să te primești un bărbat dezbrăcat. Ha? Cum ar fi așa? Hai să vină sticlele astea. Pac, 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 pac. Aici să calculez și viteza lor, că unele gen curg mai repede, pică mai repede și atunci e greu. Aici să fiu foarte precaut. Bă, jocul ăsta cred că totuși ar fi bun. Ia uitați cum a trecut sticla. Ar fi bun, nu știu dacă... Ar fi hitbox-ul îmbunătățit. Să fie ca la unele shootere din alea mai proaste în care tragi în ăla, bă, hai ultima, acum chiar e ultima dată. Nu mai spamați în comentarii, nici acolo, nici acolo. De ce crezi că probabil nu pun video să-și deja mă imaginez că sunt comentarii acolo și acolo jos? De pe PC-ul și de pe telefoane. Sau din stânga, eventual, dacă sunteți în full screen de pe telefon, am văzut că mai merge și așa. Bun, 2000, hai să vedem ce facem noi aici. Sper că mă aud bine. Cum ar fi ca eu să mă fi auzit ca din borcan tot videoclipul și de-abia cum să fi dat seama că trebuia să stau așa cu microfonul mai aproape. Altul nu mai filmez, că deja mi-a transpirat mâna la cât am stat eu aici concentrat. Cred că am făcut niște mușchi aici la mână cât am stat să fac așa stânga-dreapta. Hai, veni sticlelor încoace că vă prind eu acum. Nu! Am ratat două sticle. Și ceva cu ultima viață, cu ultimul meu dop de bere, o să prind acea sticlă. Ultimele o să... Cu ultima viață o să reușesc să-i dau ăstea jos sutienul. Vreți să vedeți acum? Eu cum imaginez că urmează să fac un efect de ăla în care e imaginea negru și viteză. Eu concentram muzică dramatică, de-aia apocaliptică, dacă încolo, după astea două sticle o să dau fail. Ce ziceam? Aia e. Sper că v-a plăcut și acest videoclip. Scrieți în comentarii dacă ați reușit să le dezbrăcați pe de aici. Și cam atâta. Sper că v-a plăcut cât de negru m-ați văzut. Ne vom auzi data viitoare. Ciao les.